Doamnelor și domnilor, bun găsit la o altă ediție a emisiunii EduCultura. Pentru astăzi v-am propus o întâlnire inedită, o întâlnire cu o persoană dragă sufletului meu, un prieten care mi-a devenit prieten și a câștigat acest statut în urma unei inspecții pe care am avut-o la Șomcuta Mare în școala din cartier. O persoană pe care eu n-am cunoscut-o înainte, nu știam de existența lui în peisajul maramureșan. Dar atunci când copiii la oră de muzică au fost întrebați cum se numește bărbatul care cântă la chitară, toată clasa a izbucnit Elvis, am rămas impresionată și l-am căutat. L-am căutat atunci, l-am găsit, l-am recăutat acum, l-am găsit pentru dumneavoastră să-l aduc în fața privitorilor fideli a emisiunii EduCultura pentru povestea de viață fascinantă pe care o are, pentru puterea cu care și-a depășit condiția și cu care poate să constituie oricând un model de bune practici pentru cei din orice comunitate defavorizată. Bine ai venit, Tudor Lacatoș, la emisiunea EduCultura. Mulțumesc, Vere Șucar, pentru invitație. Mulțumesc că ați venit la mine și să trecem peste cele care sunt actualizate acum cu necazurile și alea și mă face foarte, cum să zic, mai mult nervos. Adică nervos în engleză este emoționat. Emoționat. Nu vreau să fiu emoționat. Tu, în momentul în care ai o chitară în mână, nu poate să fie vorba de emoție. L-ai adus alături de tine pe fiul tău cel mare, tot Tudor, da? Tudor Vladimir. Bine ai venit, Tudor! Bine v-am găsit, mulțumesc! Să rămână. Aș vrea în debutul emisiunii să încingem puțin atmosfera și să ne cânți ceva împreună cu fiul tău. Trenul de la Baia Mare. Wow! E un tren, e un tren ce-mi dă fior. Baia Mare, București mă aflu în zor. Baia Mare, București, pe mine mă întâlnești. Baia Mare, București, mă întâlnesc. Train, train, mama, run, run, run. Train, train, well, this long back train to my baby, and it's gone. Gone, gone, baby, 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 e che la San Romano ha il Elvis Barbalò, e che la Salento ha il Elvis Romano. Vreau să-ți spun că și în casa în care am crescut eu, a bunicilor mei, până când aveam vreo 7 ani, nu era curent electric. Dar m-a impresionat foarte tare când am avut noi doi prima discuție și mi-ai spus că mama ta a fost cea care ți-a făcut prima costumație de scenă. Asta a fost târziu, după ce am dat eu de Elvis. Deci, vreau să spun că m-a ajutat foarte mult dacă aveam curent electric, aveam televizor. Aveam și eu un casetofon, ascultam și un Elvis, vedeam și eu cine este Elvis. Pe vremea aia, ce știam, cine este, eu știu. Apropo, cum l-ai descoperit? În liceu, eram prin clasa 11-a
Eu cântam foarte mult la Laurențiu Cazan, aveam preată, îl invitam foarte mult, aveam voce subțire și cântam la Laurențiu Cazan. Și muzică folk și ce se cânta pe atunci cu Cenaclu. Și o fată avea o casetă de la noi, de aici, din Văleni, cu Elvis. Eu când am văzut acel om, acea făptură de frumoasă, băi, ce frumos e omul ăsta. Și apoi l-am ascultat și mi s-a făcut pielea de găină când am auzit, băi, ce cântă ăsta, băi, de unde e engleză? Și luam, mi-am împrumutat-o, dar nu i-am mai dat-o niciodată înapoi, îmi pare rău, o am undeva, încă și casetofon avea tata și se plângea, băi, să nu-l strici, că eu nu mai conteneam să opresc. Deci până seara, târziu, ascultam, mama venea și îl oprea, eu dormeam și nu știam ce zice, evident, nu, câtă engleză făceam noi atunci, bine, făceam engleză la școală, în gimnaziu, dar nu înțelegeam. Și m-am dus la profa de engleză și zic, doamnă, ce înseamnă Devil in Disguise, ce înseamnă Blue Swish, ce înseamnă Blue Swish, băi, nu știți ce zici, ia du-te și scrie pe tablă dacă știi titlul piesei respective. Uh-huh. Și am scris, Blue Swish, băi, dar ce vrei tu cu asta, zice, de unde, pantofi albaștri, de lac, ce vrei? Băi, m-a supărat, mai bine nu traduceam asta, zic, pe de unde, încă albaștri și de lac și noi suntem mai desculți? Și atunci am zis, nu mă călca pe picior. Wow. Romanesc, în România, am zis, nu mă călca pe picior, că na, așa e săracul gol. Și am început să traduc ceea ce am văzut în cartier, ceea ce simțeam eu. Piesele lui Elvis. Practic, ai luat melodiile lui Elvis și ai pus versuri, texte adaptate din mediul tău de proveniență. Da, da, da. Frumos. Da. Nu, n-am reușit să traduc, nici nu m-a interesat și nici n-am vrut să fac un ketchup din Elvis. Am zis, băi, eu cânt în România, am îndrăznit lucrul ăsta, am fost foarte mult criticat de, eu știu, fan Elvis, eu... Fan Elvis nu am fost, eu sunt Elvis Romano. Mi-am dobândit chestia asta, eram Tudor și cântam și mi-am făcut o trupă și zicea, băi, mergem la bal, cine cântă? Păi, na, e tipul, e țiganul ăla, nu mai ziceau țigan, știi, am luptat foarte mult și că stimatul să-l tai jos adjectivul ăsta, e ăla care cântă ca și Elvis. Și apoi a rămas Elvis. Că știam eu engleză, că vorbeam, că știam să cânt, că nu știu ce, cântam românește, făceam eu compozițiile mele, ba, în și până la urmă nu contează limba, contează mesajul, feeling-ul, cum cânți, ritmul ăla, ce dai publicului ca să primești înapoi. Uite, mi-ar plăcea să mai cânți ceva din cântecele, melodiile tale de suflet, dar să ne și spui ce cânți. Romanii? Da, da, da. Eu am început să cânt și românește, că, dar e țara mea și eu sunt român. La multe din concertele mele și la televiziuni și apariții și alea, lumea și chiar în străinătate, în Norvegia, a zis, băi, lasă-ne cu Elvis, că noi suntem sătui de el, ia cântă tu muzica ta din țara ta. Uh-huh. Sau chiar muzica țigărească, gypsy. Uh-huh. Și îmi convenea foarte bine. Pentru că ăla era feeling-ul meu, nu eram controlat, că n-am spus corect în engleză, n-am ăsta. Și, băi, zic, asta e. Și atunci am prins curaj. Și am început să scriu și am început să am un CD, Rock and Roll din 2006, Rock and Roll a numit acel album. Sunt 12 piese acolo. Se poate de unde va cumpăra, dacă telespectatorii ar dori să-l cumpere, de unde se poate cumpăra CD-ul tău? Sau... Nu se mai poate cumpăra, eu mai am, pentru prieteni buni, ceva, dar a plecat precum... Pâinea caldă. Poprica, mă piață. L-a făcut la București și l-a vândut prin străinătate, în fine. Deci au făcut bani cu mine să facă, că și mie mi-a căzut o coajă de pâine, mi-ajunge. Dar hai mai cântă-ne ceva. Alege tu ce vrei să ne cânți. Între timp s-a schimbat chitara, că s-a rupt o coardă. Sunt obișnuit să rup corzi. Ah, ok. Da, mă descurc și fără. Da. Ce ne cânți? Falling in Love. Ba nu, is no never romanesc.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me a little bit, my darling. Be mine tonight. Dejará si vos parla que my ava tu te chura. A veces vaina en que a veces de na tejara manjasare. Dejara si but pala te mayava tu te chura. Tu na jane Roilo si parado, hai manchi pajas, so te mai keras, kerkera cia, e kerke jesa, so te kerau, sar te brista, tuta. Aves vaina. Tomorrow, manjasares, dejara si but palau, te mayava, tu te cama. Bine, Falling in Love is now and never, o groază de piese care mi-au picat mie, așa, eu am trăit ceea ce spun. Ce spui în piesa asta? Am zis, aveți vaina, vii sau nu vii? Dacă nu vii astăzi, mâine prea târziu. Deci m-am adaptat. Bă, tomorrow is too late. Da. It's no or never. Zic, bă, vii acum să fugim. Adică cum era pe vreme, că na, fugeai cu fata dacă nu ți-a dat moșul. Și am zis, dacă nu vii acum, mâine o să fie prea târziu. Ca să te răpesc. Și da. Tu chiar ai făcut chestia asta? La un moment dat în viața ta? De vreo 14 ori. De 14 ore ai furat o fată? Da, 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 pe nevastă mea, da. Pe aceeași? Da, da, da. Pe soția ta? Da, da. Da, am cunoscut-o astăzi pe soția lui Tudor și a rămas impresionată. O femeie extrem de caldă, modestă și care l-a urmat, de la ce vârstă te-a urmat? Ea avea 16. Deci de la 16 ani ai furat-o de acasă? Da. Și ai dus-o unde erai student, la facultate. Și acolo am ajuns și am renunțat după aia. M-am reînscris acum, că m-am făcut de rușine. Și pentru că tu ești profesor, de fapt. Eu sunt profesor, dar pe romani sunt necalificat. Eu sunt licențiat în filologie în 2010, am o licență română-engleză. Deci ai terminat româna-engleză. Da, dar cu romanii, la romanii am renunțat. Și te-ai apucat acum. M-am reapucat înapoi, vreau să mă calific și pe limba românii. Și... Bă, vreau să învăț, că uite, a trecut 10 ani și am zis, băi, de ce să nu învăț? De ce să nu învăț? Că oricum timpul ăsta pleacă și, na, am și o vârstă și de ce? Vreau să mai învăț. Deci e atât de frumos când ți se completează viața cu ceva. Mai ales acum cu pandemia asta, bat-o Dumnezeu, Doamne iartă-mă, mă simțeam pensionar deja. Pentru că nu cred a fost că toți ne-am simțit da, într-un deci fel nu era nevalorizați da, la nu, capacitate maximă. Nu era vacanța bine venită, bine meritată. Deci noi, și sistemul și corpul și obișnuința de a te scula dimineața și să merg la lucru, măi, la servici. Să le spunem telespectatorilor că tu ești profesor la școala de aici din la școala din numărul Șomputa, 2 din cadrul liceului teoretic Ion Puteanu, predau romanii, limba românii și istoria romilor din 99. M-a impresionat să știi că ai fost prima persoană care mi-a făcut cadou un manual de istoria romilor pe timpul când eram inspector școlar, l-am și acum, să știi. Și... Este foarte bun, scrie în română, în limba da, română. Da, în limba română este scris. Sunt și niște chestii, proverbe și un alt acolo în romanii. E foarte valoros. Eu nu credeam când am fost eu copil și că voi ajunge dascăl. Și atât de binevenit limba româniei, limba maternă, ca să vorbești unui copil despre limba a doua, chiar și de limba română. Păi, nu știu copilul, ei vorbesc românii de acasă. Dar vorbesc românii corect?
Evident, corect la nivelul la județ. Deci aria care au regionalismul de aici. Da, exact. Folosim și cuvinte românești, că na. Ba ungurești vechi și dar e romani, pe când vrei să vorbești românește cu ei, nu știe ce înseamnă sau nu știe să articuleze, nu știe să vorbească gramatical. Nu știe. De asta este și foarte greu pentru cadrele didactice care n-au legătură cu comunitatea romă să încerce o predare, în special la clasele mici. Pentru că copiii vin la școală cu o masă a vocabularului foarte restrânsă. Au câteva cuvinte amestecate, romani, românește, și e o muncă titanică de învățare a limbii române în care se comunică la învățământul de stat la care sunt înscriși majoritatea, că avem limba romanii în 1-4. Nu, 1-4, nu avem, așa e? Da, avem în 1-4. N-avem predare, cu predare în romanii. Nu. Doar se studiază ca limbă maternă. Da. Okay. Și ceea ce noi facem, facem orele, adică bilingve, adică și în românește și în romanie. Uite, ce înseamnă mă asta? Ce înseamnă cutare? Dar vorbim romanes. Uh-huh. De unde engleză? De unde altă limbă, franceză, dacă el încă n-a început să gângurească limba română, să înțeleagă niște lucruri. Și da. E foarte bine venit. Poți lucra la... Am avut after school și intram foarte bine în sufletul și în mintea lor și suflau. Unchiule, zici, Tudor, vezi că am reușit să citesc o propoziție. Așa de satisfăcut mă simțeam. Da. Am reușit. Deci era o realizare pentru el. Trebuie să știe telespectatorii că tu practic câștigi bani în străinătate din ceea ce faci, din munca ta de artist, din a cânta pe scenă și din economiile tale ți-ai permis să-ți faci o sală de clasă unde ai ajutat copiii din comunitate foarte mult. Știu că ți este dotată cu calculatoare, un fel de sală multimedia, da? Da, așa a fost la început. Acum, cum am mai zis, pandemia ne-a opus. Păi nu, acum nici nu s-a putut să faci o adunare de copii, dar în anii precedenți, pe perioada verii, știu că te ocupai de copii. Da, de mult am început cu niște prieteni din Norvegia care am colaborat pe diferite proiecte culturale, sociale. Și le-am spus clar, băi, voi ați venit aici în țara mea să beți și să mâncați, că e ieftin, și uite, copiii ăștia rab de foame. Și vă rog să mă credeți, am socotit câtă băutură a băut în 2 săptămâni la mine. Să nu-mi spui că le-ai făcut un calcul și te-ai gândit câți copii ar fi putut mânca din asta. Și am zis, băi, dacă mai vreți să colaborăm, uite, vine iarna, voi trimiteți banii ăștia ca să, în asociația mea, și să le dau de mâncare. Ai asociație? O asociație care se numește Veste Roma din 2007. Și lucram pe diferite proiecte, pe diferite donații cu ei, care m-au susținut foarte mult, nu numai economiile mele, ci cei de la Norvegia, care au zis, păi, trebuie să stimulați copiii. Au fost copii. Donații spre Sigur, stimulat copiii, dascălii remunerați, IT-istul și tot. Tot felul de activități care țin de cultura romilor. Și a fost bine. Deci eu știam că le dădeam bursă. Copiilor? Băi, și nu era voie. Și mi-au spus. Nu, mi-au spus mulți. Măi, de ce cumperi tu copii? Dai bani ca să, să vină să învețe? Și am zis, măi, oameni buni, de la București banii, dar ce să le dăm la copii ăștia, am zis? Să le dau proiect scris, să fac un proiect scris și proiectele respective care vin în Comunitatea Europeană destinată pentru comunitatea română, așa, nu constă bani, nu sunt bani și unde merg banii ăia? În hârțăgării și în bla 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 de 20-30 de ani, tot așa? Uite, eu dau banul la sursă, la părinte, asta e. Stimulentul să fie mândru că, uite, a luat 50 de lei pe 3 săptămâni, a venit la after school. Eu știu să-l construiesc. Îți dau, dar îmi dai. Cunoști psihologia lor. Absolut. Și deci știu. Asta ai valorizat în așa fel încât să funcționeze. Da, am zis, ai făcut lucrurile să funcționeze. Exact. Nu faci treabă, nu știi să citești, nu o să iei bani.
că știu că voi veniți numai pentru bănuți. Făceai și activități de citire cu ei? Da, da, cu două colegi de la școală, de la numărul 2, care veneau, învățătoare, care au luat de la zero. Bine, cu mine mai făceau o limbă engleză și muzică și românii și mă ajutam foarte mult. Dar uite, baza a fost limba română, aici e problema. Da, noi nu ne-am văzut de ultima dată când am fost eu în școală. Mi-amintesc că am lansat un proiect personal în urma impresiilor pe care le-am avut din școală și trebuie să spun, tu știi, dar aș vrea să știe și telespectatorii. Mi-amintesc când am intrat în școala a 2 din Șomcuta că erau niște săli de clasă unde nu știu dacă s-a investit, dar erau aproape devastate, ușile ce stăteau în picioare și geamurile. Mi-amintesc, copiii n-aveau instrumente de scris, n-aveau caiete și am lansat atunci un proiect de cumva caritabil, prin care cadre didactice, elevi, părinți care au fost sensibili la nevoile copiilor de aici din Șomcuta au făcut donații și donațiile au constat în caiete, în instrumente de scris, în tot ce are nevoie un elev. Și mi-amintesc că am umplut o sală de clasă. Am și scris în raportul de inspecție, am rugat direcțiunea să achiziționeze dulapuri ca să poată să fie puse sub dulap și toți copiii au fost, prin bunăvoința oamenilor de bine din județ, toți copiii de aici, de la școala 2 din Șomcuta, au primit instrumente de scris ca să poată să scrie. Acum, care este situația? Acum, știu că le-a ajuns aproape un an de zile. Anul trecut, cred că au lucrat cam cu ce a fost prin dulapurile alea depozitate din donații. Acum, pe perioada pandemiei, vezi, toată țara a trecut pe învățământ online. Situația aici a putut să fie roz ca în alte școli unde copiii au acces la internet, la... Nu. I-am mai ajutat eu și... colegii trimiteau la mine pe Facebook tema, lecția respectivă și... Pentru că tu ești aici în comunitate. Da, trimiteau la mine. Ei n-au telefon. Care are telefon, n-are Facebook. Care n-au bani pe telefon, așa mai departe. E sărăcie. Nu, știi, n-aș vrea să se supere nimeni, dar apar tot felul de personaje în peisajul acesta mediatic care se apucă și vorbesc, fac tot felul de promisiuni, un fel de promisiuni electorale, cumva, că vor să lanseze program național de dotare a copiilor și a familiilor cu tablete. Păi, eu tot timpul am stat și m-am gândit, dacă omul n-are curent, dacă omul n-are competențele de bază, o să le vândă. Pentru mâncare, pentru, eu știu, nu. Școala... Deci a fost foarte greu pentru ei. Practic mai veneau a fost... aici la mine, pe terasă. Bun, dar tu n-ai putut să primești aici toată școala. Nu, n-am avut, primeam 5-6. Au venit cei interesați. Cei interesați și limita de... persoane, adică să nu depășească o persoană. Că să înțeleg pandemia, că pandemia aceasta a afectat inclusiv unul dintre principiile de bază pe care este fundamentată legea educației, principiul incluziunii sociale și asigurării de șanse egale. Da, da. Nu vorbim de șanse egale atâta timp cât există o comunitate mare aici, doar aici, în Șomcuta, dar nu vorbim de Craica, nu vorbim de Pirita. Pe Pirita a mai lucrat Claudia Costea acolo cu copiii, tot așa s-a străduit și... Dar sunt foarte mulți copii care, în mod normal, chiar dacă este școala în regim normal, ei trebuie să beneficieze de ajutor suplimentar. Ești de acord cu mine? Da. Acum e bine la școală, vreau să spun, renovat totul. Deci nu lipsește, s-a lucrat? Nu lipsește nimic. Aveți și mediator și... Trebuie pus mai mult umăr, nu știu, trebuie cumva mai multă implicare din partea părinților. Ei sunt concentrați numai ce le dau de mâncare. Pe aici intervine educația părinților. Da. Deci n-au ei și apoi... Dar tu, ca exponent al acestei comunități, tu consideri că populația adultă poate să mai fie educată sau consideri că poate să fie educată, dar nu sunt programe în acest sens? Nu sunt programe și e foarte mare, e mult de lucru ca să
poți. Că e vorba de dărâmat mentalități. N-ai cum. Și copilul face ce vede la părinte. Dacă ar fi niște programe prin care să fie atrași copiii mai mult de școală, ce să mai vorbim? Uite, nu e școală deloc. De unde și programe extra? De unde suplimentar? Deci măcar cel elementar nu mai putem face. Părinții nu comunică, deci nu sunt interesați. Mulți copii mi-au spus, păi să știi că eu de-abia aștept să termin 8 clase și să plec cu tata la cerșit în Italia. Și fenomen, eu m-am bătut foarte mult cu mine însumi aici ca să stârpesc fenomenul ăsta de a pleca, să mi-i țin acasă. Că, nu, e dulce pâine aici, e bine sănătate și libertate. Că pleacă și vin și știu criminalitate că, și... Da, știu că și la, și la licee sunt locuri speciale pentru romi, știu că la facultăți locuri speciale pentru romi. Sunt atâtea oportunități, uși deschise pentru noi, ceea ce pe vremea mea nu a existat așa ceva. Trebuia să ascundem că suntem romi, trebuia să încercăm să ne alim, eu personal nu să-mi schimb numele. Serios, da. Da, ca să pot să... Dar numele scenă. Tău nu este un nume este de rom. Maghiar. E maghiar. Da, la Cotroș. Da. A fost dominația austro-ungară și așa mai departe. Eu am încercat să mi-l schimb, ca să aveam 18 ani și... Nu știu cum să zic, nu eram mândru că sunt rom sau sunt ungur sau ceea ce sunt. Vreau să fiu român. Așa am zis, măi, ce nume? Am fost la notar și a zis... dar totuși în inima mea n-am vrut să mă îndepărtez foarte mult de etnie. Și am zis Roman. Ce vrei să te numești Roman Tudor? Da, sună mai frumos pe scenă, domnul notar. Dar de ce Roman? Păi Imperiul Roman, Roman, orașul, o dădeam eu. Știi? Dar Rom, primele trei litere. Da. Roman Tudor. Și sunt foarte multe familii romani care sunt români și romi. Astăzi nu îmi pare rău, dar atunci tata a zis, băi, te-a luat bătaie, de ce să schimbi numele? Mama a venit din monitor oficial, deja gata, Roman Tudor, din Logodos, Vilmuș. Uite, pentru că eu simt efervescența ta emoțională și atunci când cânți, e imposibil să nu o simți. Sângele tău curge într-un fel în vene. Da. Da? Cântă-ne ceva în România. Ciororom, săracul țigan, ciororom, podrom, săracul pe drumuri, barvalo, voci, camel, el nu vrea să fie bogat, barvalo, murogi, canasimiri romni, arararaire, șavale, Avere male, e che la sei non male, e sciavale, hai romale, e che la ci darà, non votiamo, ci darà, carinte già, ci la va, romanes, so camà, io. Avem romale, te che las, te che las, te bașava, yo 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 yo. Romale, ai romale, așa vale, avem romale, te che las, yeah. Oh, romale, ai romale, avem șavale, avem romale, te che las, romale. Super. Da, cântecul ăsta cumva mă duce înspre istoria voastră a romilor într-un fel. Ți-a avut o istorie zbuciumată. Începe supărat, adică un sărac țigan nu-și găsește locul, pleacă și cântă și totul. Nu, el nu vrea să fie bogat. Nu vrea bogăție. Bogăție, nevastă sau familia și... Care sunt valorile care stau la baza culturii voastre? Romanipenul.
romanipen, adică înseamnă trei lucruri: cinste, frăție și, bine, un fel de, nu bogăție, vreau să-i spun, ceea ce avem să păstrăm. Deci frăția, frăția, că noi, brother și prala și frate, se spune toată lumea, dar e o frăție aparte a noastră, când ai spus frate în limba română, nu e o chestie de bro, come here. Deci frăția, cinstea și respectul e foarte important. Și în momentul când cineva a greșit și nu mai respectă, și ăla este foarte pedepsit, exclus, deci omul ăla nu este de cuvânt. Bine, astăzi ne-am dat și noi după lumea asta, cum se zice, dar în trecut oamenii se împăcau așa de bine, era o frăție, o cinste, un respect, familia, familie, rudenile se vizitau, se... Evident că și la români era, dar astăzi s-a stricat și noi romii suntem un popor care respectă foarte mult ceea ce este, și adică familia pe primul loc, nou, să nu se despartă, să nu se certe, să fie uniți, pentru că și așa am fost dispersați și nu știm cum să ne unim. Holocaustul și Transnistria și tot ce a fost pe capul nostru, genocid, și am rămas puțin. Să știi că, tot așa, într-una din inspecțiile pe care le-am făcut în localitatea Ponoruta, la sfârșitul programului, una dintre doamnele învățătoare a ținut să-mi prezinte ceremonia anunții tradiționale țiganești. Și pentru că deja era peste program, n-am vrut nici să o supăr, i-am spus atât: știi ce, te rog, concentrează și arată-mi punctul culminant din ceremonia de nuntă. Vreau să-ți spun că am auzit un jurământ care mi-a făcut să se ridice părul pe mine. Jurământul dintre cei doi soți, zice Tzolach, așa se numește? Da. Solah. Deci, nu știu dacă neapărat avea legătură cu... Era așa un fel de blestem. Un melanj de sacru și de... n-aș spune profan, de sacru și... Amenințător. Da, adică îi promitea ceva soției și își atrăgea toate blestemele asupra lui dacă nu... Voi căuta undeva și dacă am... Îmi amintesc că am filmat pe copii. Dacă am filmarea, mi-ar plăcea să le opuntele spectatorilor. Cei mai tradiționali sunt căldărarii, noi nu mai... Asta am vrut să te întreb. Mai au loc nunțile tradiționale așa cum erau ele pe vremuri? Căldărarii, spoitorii, gaborii mai fac, romii mai vechi sau mai care n-au părăsit tradiția și obiceiurile. La noi ne-am romanizat, ne-am ungurizat. Mie îmi place chestia asta și până la urmă ai nas, cum se spune. Băi, nu e rușine să faci ceea ce nu este voie, adică nici la un popor. Pe când la noi a fost... O crimă? Păi băi, cum adică tu ți-ai bătut joc de fată sau de băiat sau se despart și chestii? Nu exista așa ceva. Și la căldărare încă, pe undeva eu aș fi de acord ceea ce fac ei, că își mărită fetele juvenil. Nu, foarte tinere? Da, deci nu sunt de acord deloc cu ceea ce, până nu e majoră, să aibă o copilărie și așa. Dar am stat și am gândit... Bine, nici la 12 ani nu e ok, dar bine, 14, 15, 16 ani și cu înțelegere între, o dau după ăla, că familia aia e bună. Și asta așa și m-am gândit, băi, dar e ok treaba asta. De ce? Pe, în ziua de astăzi, fetele sau băiatul pleacă cu tot felul de anturaje și chestii și îți vine gravidă, nu știi de cine. Nu e o durere? Cum mi-a spus mie bătrânii de acolo. Măi, măcar știu că este, nu toată lumea, nu toți părinții își dorește binele copiilor. Băi, puiul mami, nu te duci să stai cu aia, că nu-i de tine. Băi, puiul mami, nu sta cu țigancă, că nu e de relația noastră. Băi, puiul mami, nu, ăla e vagabond, taia cu tare, așa. Și vrei binele, nu? Și atunci ei, cunoscându-se ca să se înmulțească tot vița lor de căldărare,
Uh-huh. Ei nu vor altă nație de-a noastră. Sunt ca și castele la indieni. Păi de acolo vine. De acolo vine. Ei încă au păstrat căldărarii și au zis, nu, acolo, chiar dacă sunt rudenii. A, da? Chiar dacă sunt rudenii, mai bine. Zice că averea și sângele nostru e același. Știi că genele se deteriorează prin unire de sânge. Da, 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 dar la rom nu știu. La romi nu? Nu mi-a plăcut chestia asta, dar până la urmă e de acceptat, pentru că mai ales azi ei învață și trimit copiii la școală. Tu ești pro-introducerea educației sexuale în școli sau împotrivă? Eu sunt împotrivă. De ce? Mai ales în comunitățile de romi. Uh-huh. Eu sunt un țigan cu nas. Deci, ca să vorbești vulgar, că nu mai e sexual sau vulgar, același lucru. Chestii. Da. Nu este permis într-o familie adevărată țigan ca să pomenești niște lucruri, permite să studiezi despre. Da, da, în egală măsură, educația, știi, susținătorii acestui proiect spun că s-ar preveni sarcinile nedorite, s-ar preveni anumite boli. Să facă educație sexuală mediatorii în țara asta, cei, mă rog, în speță, medicină sau ce o fi, să vină acasă la mamă, să o conștientizeze. Băi, aveți fată, aveți fete, da. Păi, amintiți-le că nu-i voia asta să fie curate, să fie cu tare, ce înseamnă? Mama să facă educația sexuală cu fiica sa la școală și tati cu băiatul și așa mai departe. Nu într-o sală de clasă să începem să vorbim tâmpenii. Și am auzit după fiica mea pe aici, citea și zice, acolo nu vreau să vorbesc eu, cel puțin ce vorbeam. Și citeau, bă, dar vă știți ce înseamnă ăla? Păi nu! Ce înseamnă organul ăla sexual la femeie, că se spune așa și la... Păi nu știm, dar așa ne-a spus să scriem. Pe Facebook au trimis la mine educație așa, sexuală, și să scrieți tema. Păi ce e ăla? Păi dacă așa o să... Eu scriem ce e. Scriem, dar nu știu, nu am tradus, nu am spus că ce e. Bine, lasă. Deci n-are sens. Știu ei destul, se descurcă în lume, mai ales la comunitățile de romi, cum am zis. Asta e o mare rușine ca să vorbești de chestii sexuale în familie. Sau. Mama, singurică, cu fetița, uite, așa te protejezi, asta faci, asta faci. Nu la școală și să... Dar auzi, vai de mine. Bun, înțeleg. Educație sexuală și după aia vine educație sexuală pentru gay. Înțeleg că la tine sau, familie, mama se ocupă de comunicarea cu fetele, de treburi intime. Absolut. Da, acum pe băiat tu l-ai educat așa în spiritul... Eu am doi băieți în prima relație, da. Dar sigur. Și până la urmă vine de la sine, se descurcă și dacă au o problemă... Tu stai de vorbă de la bărbat la bărbat cu băieții tăi? Acum da, dar atunci nu. Pentru că era, cum am zis, foarte rușinos. Atunci când? Când erau mici. A, când erau mici, probabil că nici vârsta și nici situația nu o impunea. E o chestie care vine firească în o persoană, un băiat, o fată, care să știe să... Băi, ce asta? Trebuie să știu ce asta și mă protejez sau știu. Dar nu, lucrurile astea, mie nu, sunt chestii care trebuie păstrate intim și nu în școli. După aia, ce? Nu... Și așa se încărcat prea mult programa și multe chestii. Hai să mai cântăm. L-am chemat pe Vlad. Vlad între timp a plecat la serviciu, așadar ni s-a alăturat fiica cea mare a lui Tudor, Rania. Bine ai venit, Rania! Bine v-am găsit. Mă bucur că ești alături de noi. Mă bucur să văd că tatăl tău v-a transmis tuturor dragul de muzică și e un talent pe care l-ați moștenit. Da. Ce ne cântați cu tata? Mai e timp să iubești, compoziție de-a lui tati. Wow. Sper să vă placă. Wow, hai să te ascult, să vă ascultăm pe amândoi, de fapt. Să-ți spun și
Hrmăgesc, hrmăgile. Și-aia vileam, e pico tu de mai aș jucordeam. Andai cu doceasă, tu jangleam. Dar nici n-aș leam, dar nici n-a te le-ardeam. Mai să vaht, mai să vaht pe camez. Mai se va, pe ierti sares, unem doar, cât mai amintesc, clipa când noi ne-am întâlnit, tu, ne feroc. Vreau să-ți spun ceva, Rania. Cânti foarte frumos atunci când cânti în limba româniei, să știi. Sună da, mai bine așa. Da, sună, e sufletul tău în cântec, în vers, e, sună așa, e tronj, e ceva ce vrea oricine să asculte. Încearcă să cânti cât mai mult în românii, că sună bine de tot. E ceva ce nu poate oricine să facă. Bine, trebuie și să înțelegeți unele cuvinte. Da, o e să okay, fac așa. Eu subtitrarea. Ah, okay. Da, e foarte bine așa, că deja, chiar dacă n-am înțeles strofa care ai cântat-o în România, am simțit-o, da, e o treabă de simțit. Trebuie să găsești un partener cu care să cânti așa, că noi trăim cât lumea, bună ziua. Și care ai cântat în limba română și cântă în românește, care e treaba asta? Da, foarte, foarte frumos. Mulțumesc. Împaci și negru și alb și... Câți ani ai, Rania? 18. Ai 18 ani, super. Ce faci? Vrei să mergi la facultate? Păi aș vrea să mă duc și la facultate, dar să vedem ce cum este cu pandemia asta. Păi vreau să mă duc la Costinești, să fac niște cursuri de limba românii. Super, super. Și vreau super. Să ajung profesoară, cu ajutorul Domnului. Bravo. Dacă o să fie bine cu pandemia și dacă trece pandemia, da. Ok. Scumpa mea, eu îți doresc succes în tot ce-ți propui, să ți se împlinească toate visele, să dea Dumnezeu să-ți găsești un prieten, un băiat pe măsura frumuseții și talentului tău și a educației frumoase pe care tu ai primit-o în familia ta. Mă mulțumesc frumos. Să fie un băiat, știi cum mi l-aș dori pentru tine, așa, un băiat care să se uite la tine ca la un diamant. Wow. Mai cânt ceva? Vreți să mai cântăm ceva? Hai, mai cântați. O, bag o vecină. Hai, da. Have some fun.
Have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun. Have some fun tonight. Come on, baby. Baby, 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 come on, baby, come on, baby, bye. Rania Romano vine și ea pe scenă. Da, ai mai cântat cu ea pe scenă? Da, am mai avut câteva oportunități pe la Sibiu, pe la București, concerte, festival la Sibiu. Da, la eu știu că în spatele fiecarei melodii este o istorie. Astea sunt versurile tale. Te-a inspirat ceva în... Era o vecină. O vecină care n-avea nicio legătură cu asta, bineînțeles. Mă gândeam eu, baba aia de la 60-70 de ani, ce-ar fi să mai poarte blugi, să fumeze cu mine, să bea cu mine o cafea. Ați se părea prea tradițională. Da, și bă, eu gândesc așa de multe ori și scriu în cap și după aia vine textul. Mm-hmm. Foarte, foarte frumos. Rania, mă bucur foarte mult că... Dar trebuie să muncească cât am tras și eu, foarte mult am tras ca să ajung acolo unde da, mi-am dorit. Da, numai că deja startul ei pe lângă muncă, ea are deja un background foarte puternic, nu știam, pe care tu nu l-ai avut, nu, asta deci e. Eu la 18 ani încă mă chinuiam, zdrângăneam. Numai la 17 mi-a luat tata chitară cu condiția dacă iau admiterea. Pentru că a zis, nici o muzică. Ce muzică? La școală? Nu, chitară, nu, școală. Tati, dar totuși dacă iau admiterea mea, o chitară. Dacă o să examină, da. Și mi-a luat o chitară de placaj, 36 de lei, cu care, la un moment dat, am urcat acolo pe casă la el și am început să cânt. După ce eram 18 ani și am reușit și eu să cânt un rock and roll ceva, și am urcat de pe șopron, de pe cotețul porcului șopron și am fost călare pe casă. Și am început să cânt. Și au zis țiganii, Sidilo, e nebun. Dar asta însemna pe undeva, zic că mulți au zis că eu trebuie să urc. Mi-am dorit să urc pe casă, să urc și am urcat. Și trebuie să urc și tu. Și la propriu și la figurat.
nu neapărat pe casă, sunt pe scenă, ai toată susținerea, cum am zis, astăzi avem, eu nu aveam ghitară, împrumutam o ghitară electrică să mă duc să cânt la un bal, nu aveam cablu, nu aveam... Pe de o parte, e un mare avantaj că ai educația muzicală și simțul artistic primit, moștenit de la tata, cultivat în familie. Pe de altă parte, asta poate să fie un pic și dezavantaj că lumea te raportează la ce a ajuns tata acum. Corect. Știi? Da. Ok. Uite, mai avem vreo câteva minute până se încheie emisiunea. Aș vrea ceva așa de sânge de țigan să ne gând. Ceva ce curge frumos. Nu știu dacă până te gândești tu ce să ne cânti. Să știi că eu cred că dacă e adevărată povestea asta cu mai multe vieți într-un om, eu cred că undeva cândva am trăit într-o șatră. Cred că mă simt foarte atrasă de cultura voastră, de muzica voastră, de ritmurile voastre. Și prima carte, primul roman pe care l-am citit, cu toată interdicția mamei mele, a fost Șatra lui Zaharia Stancu. Bine, n-a fost neapărat o carte pentru o fată de clasa 5-a, dar... Na. O pun dincolo. Ok. Te retragi, Rania? Da. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și abia aștept să ne mai vedem și altă dată. Da, bineînțeles. Ok. Na ne tsoha na ne ga na kine mange ta shwete shaume balelo e kine la mange go na de ki mange chena e chinda suma kure kine mange chena na de shaume Cheia da ira 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 Aguele un me andebar Paglem lulu di sugar Ogiom la ca o scero Recame Avem Bahtali. Nici n-ai putut să-mi faci o surpriză mai plăcută. Mulțumesc, aveți Bahtali. Să crească Maramureșul. Sunt mândru că sunt maramureșan, oameni buni. Ca la noi nu mai este. Și nu o să fie nici într-o poveste. Maramureșul sunt oameni de omenie și credincioși și mă bucur că vedeți dumneavoastră. Aici ai cui, un Maramureș, dacă nu-i cui, cade jos harta. Fără să te rog, ai anticipat încheierea emisiunii prin transmiterea acestui mesaj către maramureșeni. Care este salutul pe care ar trebui să-l adresăm celor care sunt de etnie romă și se uită la televizor? Păi ăsta e Bahtalo, Bahtale. Cum e corect? Bahtalo sau Bahtale? Păi Bahtalo e pentru masculin, pentru bărbat. Adică dar pentru toată lumea, așa. Bahtale. Bahtale. Așa, te dar... aven Bahtale. Te aven Bahtale. Nu mai ziceți oameni buni și voi, da, avelo Bahtalo, că deja înseamnă altceva, vine norocosul. Înseamnă. Te aven Bahtale să fiți sănătoși. Tudor, îți mulțumesc pentru prezența la emisiune. Dragi telespectatori, aceasta a fost pentru astăzi. M-am simțit foarte bine aici la Șomcut, alături de Tudor Lacatoș și de familia lui minunată. Vă mulțumesc pentru fidelitatea cu care mă urmăriți. Nu uitați că educația este șansa noastră spre viitor. Până săptămâna viitoare, urmăriți programele Maramureș TV. Ne revedem miercuria viitoare la aceeași oră. Pentru români, să aveți o săptămână
săptămână minunată pentru cei de etnie romă care se uită la emisiunea. Te avem Bahtalo. Bahtale, pardon. Te avem Bahtale, na.